Salut, lume, eu sunt Damian și bine ați venit la un nou vlog. N-am mai filmat de mult un vlog, n-am mai postat de mult un vlog pe canal. Astăzi o să vă povestesc ceva, o să facem un story time, primul story time de pe acest canal. Astăzi o să vă explic, o să vă povestesc cum am apărat eu un meci întreg cu mâna luxată. Ca să știți, de acum mâna nu este în gips, este într-un fel de fașă și gen nu pot să o dau jos oricând. Chestia asta s-a întâmplat alaltă ieri, sâmbătă, azi când filmez eu e luni. Probabil când postez vlogul ăsta, deja nu o să mă mai doară sau o să am mâna în gips. Da, chestia e că sâmbătă, când am eu meci, am avut meci la 4. La 3 ne-a chemat acolo la teren. Știți și voi, te încălzești la un meci. Prima dată, eu fiind portar, m-am încălzit bine, cât de bine am putut mâinile. Mi-am încălzit tot corpul, am făcut toată încălzirea și urmau să dea jucătorii niște șuturi la poartă. Și trage unul în șut, a tras pe centru porții, a tras oarecum destul de tare, eu am ținut mâna moale și mi-a dat-o peste cap. Deci ceea ce s-a întâmplat la încălzire, gen, nu în timpul meciului, ceea ce e culmea. Bun, pe mine m-a durut pe moment, am simțit că e o problemă, mi-am dat mânușa jos. Am văzut că nu s-a umflat sau ceva, doar că era puțin vânăt și am scuturat puțin, mi-am dat cu apă rece și tot mă durea, dar mă durea mai puțin și îmi trecuse puțin atunci, dar tot nu apăram cu mâna la încălzire, adică apăram, dar mai puțin. În timpul meciului mă durea. În prima repriză nu prea m-a durut. Am făcut și câteva intervenții și cu dreapta și cu piciorul una și cu stânga am făcut. În prima repriză cred că n-am avut nicio intervenție cu stânga, doar cu dreapta și și în prima repriză mi-am luat un gol. Și în a doua mi-am luat încă unul. Sunt convins că dacă nu aveam mâna luxată, nu am luat niciun gol. Am stat acolo, nu aveam alt portar, că putea să bage antrenorul alt portar, însă nu avem alt portar. Și în a doua repriză, la pauză, pe mine mă durea foarte rău, dar n-aveam ce să fac. Am încercat să apăr și în a doua repriză n-am mai putut să apăr cu dreapta. Deci în a doua repriză m-a durut foarte, foarte tare. Foarte tare m-a durut în a doua repriză, fraților. În prima repriză am mai reușit să mai fac câteva intervenții cu dreapta, însă în a doua repriză doar cu stânga am apărat și cu picior una a fost chiar amuzantă. Când l-a venit gen pe jos mai pe dreapta, mi-am dat așa și am dat cu piciorul, când eu, ca portar, trebuie să pui mai mult mâna, nu piciorul. Dar mă rog, am încercat să mă feresc să nu apăr cu dreapta, mi-am luat încă un gol, s-a terminat 2-0 pentru adversar și am încercat să fac tot ce puteam să fac. Simțeam că meciul ăla puteam să-l câștigăm, puteam să facem un rezultat bun, însă a venit accidentarea aia și sper să mă refac, pentru că o să avem iar și meci sâmbătă și sper să-mi treacă accidentarea. Da, așa am apărat eu un meci întreg cu mâna luxată. Apoi a doua zi, după meci, m-a durut mai tare decât atunci în a doua repriză, mi-a dat cu un unguent. Mi-am dat cu un unguent, m-am liniștit și acum mi-a mai trecut, e mai ok. Da, și cam acesta este story time-ul. Acum o să vă pun și secvențe. O să vă pun și secvența unde m-am accidentat eu acum și o să vă pun și câteva intervenții de ale mele.
Ieși, 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 ieși! Dacă nu ieșiți, e data! Bun, fraților, cam atât cu acest story time. Dacă v-a plăcut, intrați să apăsați pe butonul de like. Să vă abonați dacă sunteți noi. Să apăsați pe butonul de like acolo, să îl bombardați, pentru că vreau să mi arătați susținerea voastră. Să vă abonați dacă sunteți noi. Share-uiți acest clip ca să vadă și prietenii voștri. Eu am fost Damian. Toate cele bune. V-am pupat. Pa, pa, fraților.